Chiar și în această perioadă dificilă pentru toată lumea, pe șantierele din oraș se lucrează fără întrerupere. Parcările pregătite în timpul iernii urmează să fie asfaltate, trasate și numerotate pentru a fi distribuite locatarilor de la blocurile arondate. Repartizarea locurilor de parcare de reședință va mai avea însă de așteptat. După revenirea la starea normală de viață, procedurile pentru alocarea unui loc de parcare de reședință se vor desfășura la fel ca înainte de instaurarea stării de urgență. Drumarii de la Urbis lucrează și la amenajarea parcării de la Parcul Sfinții Îngeri, care va dispune de peste 100 de locuri pentru mașinile buzoienilor care au treabă în zona centrală a municipiului.